Dragi frați, vom vorbi în predica de azi despre un subiect important. Un subiect care periodic îl discutăm sau auzim despre acest lucru. Periodic ne întâlnim cu câte un deștept care vine și vorbește în numele islamului sau atacă islamul, spunând că islamul s-a răspândit prin sabie. Am vorbit de nenumărate ori versete, relatările profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam în această privință, dar astăzi voi face referire la exemple din istorie, ca să nu ne spună lumea că la teorie e altceva și când ne uităm în practică sau în realitate e cu totul altceva. Atât timp cât musulmanii au respectat cuvântul lui Allah subhanahu wa ta'ala, au dat exemple de toleranță, au arătat cu adevărat ce este islamul. Ne uităm, noi știm foarte bine din start, ca să stabilim acest lucru, eu nu pot să oblig pe cineva să se facă musulman. La ikrah fid-din. Coranul ne interzice acest lucru. Pentru că religia unui om înseamnă convingerea lui. Ceea ce crede el, ce are el în inimă, aceea este religia unui om, din punct de vedere islamic. Și de aceea nu se permite ca eu să oblig pe cineva să se facă musulman. El trebuie să fie convins, el trebuie să cerceteze, trebuie să întrebe, să-i spună oful, cum se zice, nelămuririle și abia apoi, dacă s-a convins, acceptă acest lucru. Dar eu nu am voie să-l oblig să facă musulman. Asta pentru cei care spun că islamul s-a răspândit prin sabie. Cum se răspândește islamul prin sabie când, din punct de vedere islamic, eu n-am voie să-l oblig să facă musulman? Acesta este punctul 1. Punctul 2, când ne uităm întotdeauna, când musulmanii au condus o țară, au cucerit o țară, se spune, vedem că în acea țară au rămas în continuare și celelalte religii au trăit în liniște și pace. Mergeți în toate țările din lumea arabă, din lumea islamică. Peste tot sunt și moschei, sunt și biserici. Și sinagogă găsiți și de toate. Ne uităm în viața profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Profetul Muhammad, care toată viața lui s-a luptat împotriva idolatriei. Când a venit și a cucerit Mecca, cei care l-au dat afară din Mecca, cei care l-au izgonit, care i-au omorât prietenii, au venit pe deasupra până în Medina, au luptat împotriva lui, i-au omorât mulți dintre tovarăși, mulți dintre camarazi, chiar membrii familiei. Și cu toate acestea, profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, când a intrat în Mecca, ce le-a spus? I-a dat afară din Mecca? Pentru acel timp, era normal ca profetul să-i adune pe tot, să-i treacă prin sabie. Pentru că asta era pedeapsa lor atunci. Acestea erau regulile după care, sau legea după care, se ghidau oamenii atunci. Dar profetul sallallahu alaihi wasallam ne-a spus: "Idhhabu fa antum mutlaqa." Mergeți, sunteți liberi. Și multe exemple în viața profetului. Trecem de viața profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Venim în timpul companionilor profetului Muhammad. Vedem aceleași exemple, atât în teorie, cât și în practică. Atât în teorie, cât și în practică. De exemplu, companionii profetului sallallahu alaihi wasallam au cucerit orașul Homs din Siria de azi. Au cucerit orașul Homs, s-au înțeles cu oamenii din acel oraș și au plătit gizie. Când a venit armata romană numeroasă și musulmanii n-au mai putut să-i ocrotească pe cei din Homs, ce a făcut Abu Ubayd ibn Jarrah? I-a spus celui care se ocupa de partea economic, a zis: du-te și dă-le înapoi celor din Homs toți banii, tributul care l-au achitat până acum. Noi nu mai suntem în stare să-i protejăm. Cine ar face acest lucru? Oamenii au plătit un tribut, banii ți-au uitat în buzunar. Noi știm că așa sunt oamenii. Odată ți-ai intrat banul în buzunar, greu să-l mai vezi înapoi. Cu toate acestea, Abu Ubayd a poruncit ca toți banii care i-au dat pentru protecția lor, luni de zile i-au protejat, cu toate acestea, când a venit armata romană numeroasă, s-au retras. S-au dus și le-au dat celor din Homs, le-au înapoiat tributul care îl plătiseră. De ce? De aici vedem că oamenii nu au venit să cucerească
să-i omoare pe oameni, să-i oblige să se facă musulman, să răspândească islamul prin sabie. Orice idee, orice ideologie, uitați-vă în istoria omenirii. Arătați-mi o ideologie care s-a răspândit în putere și a dăinuit după ce a plecat puterea. Nu există. Când ești puternic, impui oamenilor un lucru, urmează. Au fost comuniștii, de exemplu, cel mai exemplu mai. A? Cum a căzut comunismul? S-a dus și ideologia. Dar uitați-vă, în teritoriile în care au trăit musulmanii, care au avut grijă de oameni, când s-au retras musulmanii, cei care au acceptat islamul în acele teritorii au rămas în continuare musulmani. Nu i-au obligat să schimbe religia, nu i-au obligat să schimbe, știu eu, limba, nu le-au distrus lăcașele de cult, ba chiar știm, toate învățăturile profetului sallallahu alaihi wasallam și comandanților armatelor musulmane când trimiteau soldații ce le porunceau. Nu ucideți femei, copii, oameni care lucrează pe câmpurile lor, oameni care s-au adăpostit în lăcașurile de cult. Da? Pe când coloniștii, când vor să ocupe un loc, primul lucru care îl fac, distrug edificiile de cult. Pentru că vrea să distrugă identitatea persoanei. Îi distruge locul în care se închină, se roagă. Îi distruge locul în care învață. Trebuie să-i distrugi credința, trebuie să-i distrugi, știu eu, identitatea personală și după aceea poți să-l conduci cum vrei. De când musulmanii totdeauna au protejat lăcașurile de cult și nu s-au amestecat să le schimbe, știu eu, tradițiile, obiceiurile, limba, fiecare își vede de ale lui. Dar, din punct de vedere islam, noi musulmani așa suntem, noi așa ne trăim credința. Mai un alt exemplu foarte important, când musulmanii au cucerit Semerkandul. Când au cucerit Semerkandul, au cucerit, i-au luat așa, pe neașteptate, să-i spune. Mai pe înțelesul tuturor. Au uitat și au cucerit Semerkandul, i-au luat pe oameni pe neașteptate. Unul dintre ei s-a dus și s-a plâns califului și a spus, domne, oamenii au venit, nu ne-au... Noi știm că la voi, musulmanii când vin armatele, ne dau termen. Ori să credem, ori să plătim tribut, ne dau 3 zile să ne gândim. Armata vine, noi ne-am trezit cu soldații peste noi. În timp de război, există principii în acestea? Nu. Cine surprinde pe celălalt, ăla câștigă. Dar cu toate acestea, a venit, a judecat, un judecător, un cadiu, a judecat și a spus că nu. Armatele musulmane trebuie să retragă. Au ieșit din Semerkand înapoi. Le-au predat oamenilor orașul înapoi. Și s-au retras. După ce s-au retras, au stat și au respectat principiile. Le-au dat 3 zile termen să se gândească și atunci majoritatea celor din Semerkand au acceptat islamul. Au îmbrățișat islamul pentru că acest comportament nu-l vedeau atunci. Orice armată, putere care vrea să cucerească teren venea și îi surprindea, ardea tot, îi ucidea pe toți ca să-i sperie, să bage frica în ei. Ca să-i conducă. Pe când armatele musulmane, când au venit să protejeze. Și de multe ori apelau, îi chemau pe musulmani să conducă pentru că erau drepți. Respectau principiile, nu se amestecau în problemele credincioase. Pentru că erau alte credințe, alte religii, care ei între ei, adepții, dacă veneau la putere, obligau să, ca toate... Știu eu, lăcașurile de cult să fie ale lor, să fie conduse de ei, toți oamenii să urmeze credința lor sau convingerea lor religioasă. Pe când, din punct de vedere islamic, acest lucru, oriunde mergem, uitați-vă, oriunde, citiți istoria islamului, oriunde s-au dus musulmanii, s-au dus și au răspândit, atât timp cât au respectat islamul, au răspândit principiile islamului și au învățat pe oameni islamul și au arătat oamenilor cum pot trăi în liniște și în pace, în toleranță, într-o țară civilizată. Versete în Coran sunt foarte multe. Relatările ale profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunt foarte multe. Le-am tot dezbătut și le-am pomenit. Am zis că în predica de azi să dau niște exemple. Unele exemple. Sunt foarte multe aceste exemple. Dar vedem cum musulmanii de foarte multe ori, da, profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, când a venit face to face, față în față cu cel care i-a ucis unchiul, pe Hamza. Nu? C-
Când a venit Wahshi în fața lui și a zis că vrea să se facă musulman, poate oricine dintre noi, profetul ținea foarte mult la unchiul lui Hamza. L-a protejat foarte mult. Zicea, omorâți-l. Nu-l vreau pe acesta în islam. Nu a zis profetul sau nu. A acceptat islamul lui Wahshi, dar l-a rugat, a zis, stai departe de noi. Pentru că erau din neamul profetului, iubeau foarte mult pe Hamza și nu vrea profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ca cumva unul dintre veri, dintre nepoți, când îl vede pe Wahshi să-și aducă aminte de unchiul Hamza și să-i facă vreun rău. A spus, evite-i pe ai noștri, adică stai mai departe de ei. Pentru că totuși sunt oameni, sunt musulmani, dar au și latura umană, uneori poate să... De aceea noi facem diferență între un musulman care respectă principiile credinței sale și un om care este musulman, dar se comportă în anumite situații ca om și nu ca musulman. Nu putem să-l luăm, să-l judecăm pe acesta când s-a comportat ca om, da? Să-l iei, să-l judeci, uite ce fac musulmanii. Dacă el a făcut acest lucru din perspectiva credinței lui, religiei lui, atunci spune-i ce vrei. Iar teritoriile niciodată nu se cuceresc cu sabia. Până și în ziua de azi, uitați-vă. Coloniștii câte țări au condus? Au ieșit cu coada între picioare. Au ieșit, au plecat. Și cu plecarea lor s-a dus și convingerea lor. Și ce au încercat ei să răspundească? Da? Pentru că oamenii nu acceptă. Fiecare om are personalitatea lui. Nimeni dintre noi nu-i place să fie obligat să facă un lucru. Iar când face acel lucru sub presiune, nu-l face din inimă. Nu-l face că vrea. O lâlâie, cum spunem noi. Întârzie, nu face frumos, nu face cum trebuie. Deci noi oamenii, când vrem ca un lucru să-l facem într-un mod frumos, trebuie în primul rând să fim convinși de acel lucru. Să fim convinși. De exemplu, copilul nostru, da? Vrei să-l faci doctor, dar el nu vrea. Poți să-l faci? Nu poți. Îl chinui, îl obligi, îl... chiar dacă ia diploma de doctor, tot nu se practice. Îl lași să facă ceea ce simte el și ceea ce îi place. Tu nu poți, în calitate de părinte, decât să-i inspiri lui, să-l ghidezi către un lucru care vrei, dar poate el acceptă sau nu acceptă, poate îi place sau nu îi place. Într-un sfârșit rămâne atitudinea lui. Eu cunosc oameni care până și în ziua de azi spun, bă, tata asta m-a obligat, toată viața vrea să facă din mine, nu știu ce, și n-am vrut. Deci el blesteamă pe taicu și după moarte. Că dacă nu se amesteca tata în viața mea, dacă nu mă forța, dacă nu știu ce, eu acum eram nu știu ce. Dar uite, din cauza lui că m-a obligat și nu mi-a plăcut, am ajuns ce sunt. De aceea și islamul, da? Pentru că islamul vorbește cu oamenii. Se adresează oamenilor. Iar Allah subhanahu wa ta'ala când ne-a creat, ne-a creat pe fiecare cu câte un chip. Fiecare om simte nevoia de credință. Nu este un om care nu simte nevoia de credință. Mai ales în ziua de azi. Ne împiedicăm de cabinete de psiholog, psiholog, psiholog și în final nu prea ne ajută cu nimic. Pentru că tu ești psihologul tău. Fiecare dintre noi este psihologul lui. Tu dacă vrei să te faci bine, te faci. Dacă nu vrei, poți să-l duci pe ăsta la 1000 de psihologi. Nu rezolvi nimic. Dacă un om vrea să renunțe la alcool, la droguri, la nu știu ce, dacă el nu este convins, tu nu poți să-l faci. Te duci, îl închizi, îl încui, îl legi. Cum prinde timp liber? Tot acolo. Tot aia o să fac. De aceea, Allah subhanahu wa ta'ala, când a trimis mesajul, când a trimis islamul, a stabilit niște principii. Atât timp cât musulmanii respectă aceste principii, vom vedea peste tot aceste exemple, pilde frumoase din istoria islamului, în care vedem câteva exemple care le-am dat, comportamentul musulmanilor chiar și în timp de război. De aceea islamul nu s-a răspândit prin sabie. Dacă islamul te răspândea prin sabie, când musulmanii se retrăgeau, când au pierdut autoritatea, controlul asupra țării, orașului respectiv, oamenii în continuare au rămas musulmani. Cei care au îmbrățișat islamul, cei care au cunoscut islamul. Pe când dacă erau obligați, în prima clipă când se retrăgeau, reveneau la ceea ce erau, la credința lor de dinainte. De aceea credința înseamnă convingere și nu poate fi impusă nimănui. Allah subhanahu wa ta'ala să ne facă dintre
Musulmanii drept credincioși care cred, sunt convinși de credința lor și practică această credință, prin convingerea pe care o au.